Alex Ștefănescu s-a născut la data de 6 noiembrie 1947 la Lugoj. Acesta avea origini sucevene din partea mamei lui, care era din Boroaia și a studiat până la liceu în Suceava. Critic literar, la rândul său, prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Mircea Diaconu, a avut ocazia să-l cunoască pe Alex Ștefănescu atât personal cât și profesional. Alex Ștefănescu a fost o figură majoră în critica literară românească și avea o relație specială cu Suceava, unde făcuse liceu, cu Bucovina, cu nordul Bucovinei, cu Basarabia, și a mărturisit odată afinitatea și responsabilitatea în legătură cu Basarabia și cu nordul Bucovinei. O figură fermecătoare dincolo de scrisul său, îi plăcea să se joace, avea un spirit ludic, simula tot felul de scenarii, unele dintre ele aproape imposibile, pe care după aceea le povestea în scris cu șarpe. De altfel, în cărțile lui, nu cele strict rost de critică literară, ci în unele de confesiuni, de mărturisire, etc., vorbește nu odată despre farsele pe care le-a pus la cale sau oricum despre farsele, de data asta pun cuvântul între ghilimele, pe care ni le oferă existența. Avea un har să consemneze din viața cotidiană lucrurile care sunt neobișnuite. Știa să vadă farmecul acestor lucruri. De altfel, acum vreun an de zile, tranzitând, intersectându-mă cu strada Alexandru cel Bun, am văzut un indicator care sună așa: strada Alex cel Bun. Și m-am zis, uite, să fac o fotografie și să-i o trimit. N-am făcut lucrul ăsta, dar acum îmi pare rău, pentru că cu siguranță s-ar fi amuzat de acest mod involuntar de a vorbi despre el în fond. Alex Ștefănescu este autorul a peste 5.000 de articole de critică literară, dar și a unui număr considerabil de piese de teatru. Însă contribuția sa de căpătâi este istoria literaturii române contemporane. În această lucrare, pentru care a primit premiul Uniunii Scriitorilor în 2005, autorul a răspuns întrebării ce s-a întâmplat cu literatura română în timpul regimului comunist. După ce a apărut istoria literaturii române, știu că i-am lansat cartea la Casa de Cultură, pe care acolo s-a desfășurat evenimentul și a participat foarte multă lume. Aveam o relație veche cu Alex Ștefănescu. Întâmplarea face ca la un moment dat, la recomandarea lui Eugen Negrici, am ajuns la Alex Ștefănescu acasă. Am văzut unde își ținea fișele de lucru. Avea un sertar special uriaș cu casete foarte mici, care era încorporat în patul pe care dormea. Să spunem așa, Alex Ștefănescu dormea pe un maldă uriaș de fișe de lucru. Pentru că, evident, e vorba despre un om care și-a dedicat întreaga viață literaturii. Am însă și un alt tip de relație specială cu el. Alex Ștefănescu a copilărit multă vreme la bunicii de la Boroaia. Ori, într-un fel sau altul, chiar dacă eu n-am locuit acolo, am locuit în primul sătuc din Neamț și eu m-am născut tot în Boroaia. Deci ne lega ceva special în fond. Opera lui Alex Ștefănescu este o contribuție semnificativă la critica literară românească. Prin amploarea sa, profunzimea analizei, accesibilitatea stilului și rolul cultural jucat, opera sa a marcat generații de cititori și a influențat semnificativ evoluția criticii literare românești. Cei mai tineri, care poate n-au interacționat încă sau îndeajuns cu opera lui Alex Ștefănescu, de ce ar trebui să-l caute? Poate ar trebui să-l caute ca să vadă că se poate scrie foarte relaxat despre lucruri foarte serioase. El făcea lucrul ăsta. Printr-o minune greu de explicat, inexplicabil de altfel, niște oameni care aparent sunt normali pot să scrie niște lucruri excepționale. Și eu cred că asta este o miză pentru tine și foarte mulți tineri știu asta.